T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and lift off. The final lift off of Atlantis. Bună ziua, am tot încercat să mă las de băut și nu am reușit. Am o adicție, beau apă când vorbesc în public, uneori și când vorbesc singur, mai beau apă, adică bănesc că și vouă vi se întâmplă să mai beți apă acasă, vreau să spun, nu în public neapărat, deși uneori poți să mergi în public doar ca să bei apă. În urmă cu aproximativ 10 ani, am fost invitat să scriu un text despre prima carte pe care am citit-o. M-am gândit, am scotocit prin codulanele memoriei și mi-am dat seama că nu știu care a fost prima carte pe care am citit-o. În schimb, mi-am amintit care a fost prima carte pe care nu am citit-o. Da, știu, e cam ciudată, ca și cum ți-ai aminti prima pereche de pantofi pe care nu ai purtat-o, sau prima fată pe care nu ai sărutat-o, sau primul băiat pe care nu l-ai sărutat, mă rog, nu e cazul, sau primul $1.000.000 pe care nu l-ai făcut. Aici este mai simplu. Amintirea despre prima carte pe care nu am citit-o este și acum vie în memorie. Este vară. Și sora mea aleargă după mine, prin curtea casei la țară, ținând un pumnal în mână. Îmi pare că provin dintr-o familie de psihopați, da, știu. De fapt, nu este vorba de un pumnal, este vorba de o carte. Pumnalul apare în titlul cărții. Sora mea aleargă după mine și îmi strigă, citește măi cartea asta. Eu fug de ea, alerg și eu și îi zic, lasă-mă în pace, nu vreau să citesc, sunt copil, vreau să mă joc. Eu aveam 7 ani, sora mea avea cu 2 ani mai mult, mă rog, are în continuare, adică nu s-a schimbat diferența de vârstă între noi. Această amintire pentru mine a avut consistența unei descoperiri, o descoperire necăutată, neașteptată, neintenționată, dar favorabilă. Favorabilă pentru că pur și simplu am scris o poveste care pentru mine a avut sens. Și aceasta este definiția serendipității. O căutare neașteptată, o descoperire necăutată, neașteptată, neintenționată, dar favorabilă. O să revin despre serendipitate, o să vorbesc puțin mai încolo, dacă o să mai fiți în sală, bineînțeles. Poveștile se nasc la intersecții. Atunci când memoria se intersectează cu imaginația, atunci când mirarea se intersectează cu atenția, și mai sunt și alții declanșatori de povești. V-am zis că am contract cu această companie de apă, despre care n-aș vrea să vorbesc acum pentru că nu e cazul, adică nu e un curs de creative writing. Aș vrea să vorbesc în schimb puțin despre mirare, pentru că este foarte importantă, adică pentru a ajunge la povești și pentru a le permite poveștilor să ajungă la noi. Eu cred că e nevoie, printre altele, de aceste două instrumente, mirarea și atenția. Mirarea are o istorie foarte veche, adică foarte veche însemnând foarte veche. Primii filozofi, milesienii, observau schimbările din jurul lor, observau că anotimpurile se schimbă, nu știu, copacii se schimbă, oamenii și așa mai departe, dar se mai gândeau ei, se gândeau că de fapt, dincolo de acest spectacol al schimbării, ei fiind martori ai lui, se gândeau că ar trebui să existe o substanță neschimbătoare, persistentă, care să țină lumea la un loc. Și și-au pus această întrebare, care este această substanță care nu se schimbă, în ciuda tuturor schimbărilor din jurul nostru? Tales a spus că este apa. Anaximene a spus că este aerul. Heraclit a spus că este focul, că lumea este un foc veșnic viu care cu măsură se stinge și măsură se aprinde. Bine, Heraclit nu era milesian, adică nu era din Milet, era din Efes. Anaximandru a spus că este apeironul sau infinitul. Când eram student la facultatea de filozofie și mergeam la facultate cu metroul, coboram la Grozăvești, aveam și o glumă tâmpită, spuneam urmează stația Grozăvești cu apeironul pe partea dreaptă, adică cu infinitul pe dreapta, mă rog, poate să se mai mută infinitul când pe dreapta, când pe stânga și așa mai departe. Mirarea se află în strânsă legătură cu niște ființe din preajma noastră. Copiii sunt profesori de mirare, copiii sunt cei mai buni la acest capitol. Ei sunt filozofii născuți, poeții născuți, artiștii născuți, ei privesc lumea cu foarte multă curiozitate, își pun întrebări. Nu iau lumea de-a gata și realitatea de-a gata așa cum o facem noi adulții. Și, mă rog, eu am norocul să am doi copii, o fetiță și un băiat și am fost de-a lungul timpului bombardat cu întrebări. Una dintre întrebări, de exemplu, ce face ochiul minții atunci când noi dormim? M-a întrebat Sașa, băiatul meu. Și e foarte greu de răspuns la întrebarea asta. Ce face ochiul minții atunci când noi dormim? Sper că nu se uită la televizor, adică la Antena 3. Adică noi dormim și ochiul minții se uită la Antena 3 sau la alte posturi. Sau dacă Dumnezeu a fost copil. A fost o întrebare. E foarte complicat, poți doar să improvizezi. Când copiii îți pun asemenea întrebări, poți doar să improvizezi, nu poți să le dai un răspuns exact, pentru că nu există un răspuns exact. O altă întrebare a fost de ce tații nu plâng atunci când se lovesc. Eram în vacanță cu ei și m-am izbit cu piciorul de o bucată de fier și Sașa s-a uitat la mine și m-a întrebat, te-ai lovit? Da. Te doare? Da, mă doare. Și de ce nu plângi? Și am zis, da, uite, scuză-mă, chiar nu m-am gândit, uite, data viitoare îți promit că o să plâng. De fapt, ce rost are data viitoare? Uite, mă mai lovesc o dată acum, mai dau acum cu piciorul de bucata asta de fier și plâng acum ca să scăpăm de o grijă. Există și cărți care, nu știu, la Humanitatea au apărut câteva volume, întrebări mari de la cei mici. Și mă rog, sunt foarte multe întrebări frumoase și poetice și interesante. Mi-a plăcut foarte mult una. La ce folosesc oamenii? Uneori nu folosesc la nimic. Din păcate. Adică... Dar mai sunt și oameni care ajută lumea să meargă înainte. Cât despre atenție, atenția este foarte importantă. Există chiar și tehnici de cultivare a atenției. Mă rog, eu fiind scriitor de mult timp, pentru mine a fost ceva normal să fiu atent, adică scriind, de exemplu, având la dispoziție această unealtă, am devenit o ființă atentă la ce e în afara mea, la ce e înăuntrul meu, dar, de exemplu, dacă țineți jurnal, jurnalul este o modalitate foarte bună de a deveni atent la ceea ce faci, la ceea ce simți, la ceea ce gândești, la ceea ce e în mintea ta, în sufletul tău și așa mai departe. E o tehnică bună. Sau mai există o tehnică, se cheamă defamiliarizarea lumii, adică să nu-ți părăsești familia, nu înseamnă asta, defamiliarizarea lumii. Înseamnă pur și simplu să pui o altfel de privire și atenție în joc. Imaginați-vă că suntem pe o stradă în București, pentru că ne aflăm în București, și o stradă pe care o cunoaștem foarte bine. Dar putem să ne imaginăm că strada aceea se află, de exemplu, într-o țară complet necunoscută, într-un oraș complet necunoscut, și o să vedeți că dacă faceți acest exercițiu o să priviți foarte atent, nu știu, oamenii, fațadele clădirilor, apa, de exemplu, dacă e apă pe stradă și așa mai departe. Un alt exercițiu pe care l-am făcut cu oamenii mei la ateliere, nu știu, i-am invitat, de exemplu, să își povestească o zi din viață, o zi din viață pe care, mă rog, și-o amintesc foarte bine, ca și cum ar fi visat tot ce s-ar fi întâmplat. Da, astăzi, de exemplu, ajungeți seara acasă și vă povestiți. Păi se făcea că m-am trezit la 8 dimineața, deși voiam la 9:30, se făcea că m-am jucat puțin cu pisica. Păi dacă te joci în viața reală cu pisica, nu înseamnă decât că te joci cu pisica. Dar dacă ți apare o pisică în vis, nu e așa că te duci pe Google imediat și cauți ce înseamnă dacă visezi o pisică. Și este foarte interesant să schimbăm aceste planuri, pur și simplu. Se făcea că și povestiți toate banalitățile pe care le-ați trăit în ziua respectivă, pentru că oricum, rare ori ni se întâmplă ceva foarte spectaculos. Și, mă rog, dacă ținem, de exemplu, un jurnal sau avem un caiet, putem să avem acces la istoriile simțurilor noastre, pentru că noi înregistrăm lumea cu simțurile, da? Cele 5 simțuri. Și există întotdeauna o istorie a olfactivității, o istorie gustativă, o istorie a simțului vizual și așa mai departe. Și peste un timp poate răsfoim acel caiet și observăm că anumite lucruri se leagă. Anumite experiențe se leagă. De exemplu, experiența asta cu sora mea alergând după mine cu o carte, era Jungherul de argint, nu v-am spus, de Vasile Mănuceanu. Această amintire s-a legat cu alta. Când eu și sora mea am fost urmăriți pe bune de un bătrân cu un cuțit foarte mare în mână. Era un cuțit adevărat. Și eu atunci când am scris despre prima carte pe care, mă rog, nu am citit-o, am legat cele două amintiri. Doar așa, cu triggerul ăsta, cu această invitație de a scrie un text despre prima carte citită, am putut avea acces la cele două amintiri împreună. Am promis că vă vorbesc puțin despre serendipitate, nu o să intru într-o zonă teoretică, o să vă dau câteva exemple de descoperiri pe care le-am făcut eu, descoperiri necăutate, neintenționate, neașteptate, dar favorabile. Acum nu știu câți ani mi-a venit în cap o întrebare: în câte feluri se poate tăcea? Și era în perioada când eram la facultatea de filozofie și atunci pe loc mi-am dat și un răspuns, 173. Și mi-a zis totuși sunt cam multe, adică să se poate tăcea în 173 de moduri e cam mult. Dar aici este o fotografie de Cristian Crisbășan. În 2015 am publicat o carte care se cheamă Teoria tăcerii, care cuprinde exact 173 de moduri de a tăcea, fiecărui mod de tăcere fiindu-i atașată o povestire. Asta era fotografia pentru copertă. Am renunțat la varianta asta pentru că sunt groasnic, înfiorător aici și n-ar fi cumpărat nimeni cartea. S-ar fi speriat toți. La Cărturești, pac, văd fotografia asta și au fugit. E o variantă mai omenească, făcută de Alexandru Voicescu. Așadar, un obiect mental, cum e o întrebare, o avem în minte și putem să construim ceva sau nu. S-a întâmplat să construiesc ceva, plecând de la o simplă întrebare. Apoi, tot în perioada aceea, am descoperit 3 oase de vită. Obișnuiam să gătesc rasol de vită în perioada. Am avut și eu, cum avea, nu știu, Picasso, perioada roz, eu am avut o perioadă cu rasol de vită. Și mai întâi dintr-o ciorbă am pescuit 2 oase, 2 secțiuni de femur, așa foarte fine, albe, cu o textură extraordinară și n-am vrut să le arunc. Le-am păstrat într-un sertar oasele alea, plus că e bine să ai niște oase de vită în casă. Nu știi când ai nevoie. Vine un vecin, nu vă supărați, nu aveți niște oase de vită de la ciorbă pe care nu le mai folosiți? Ba da, poftiți. Dar mi le dați înapoi că trebuie să fac niște fotografii cu ele. Apoi am mai pescuit un alt os care semăna cu o gură și am făcut sute de fotografii cu aceste oase. Le așezam pe diverse suprafețe. Aici e un mușchi într-o pădure. Aici e o piatră la Vama Veche. Bine că se văd doar astea, așa. Aici e un pepene, nu e de buleni, e un pepene și făceam, pentru mine erau niște chipuri, adică nu erau simple fotografii, erau niște ființe de fapt, erau mai mult decât chipuri. Și am stat cu câteva sute de fotografii în computer și la un moment dat mi-a venit ideea unei cărți, unei povești, cu un fotograf care face diverse experimente, are o fabrică de chipuri și de fapt cele 3 oase alcătuiesc sufletul, este structura aceea tripartită de care vorbește și Platon. Așa. Apoi am mai avut o perioadă cu fotografii când dimineața când îmi făceam o cafea la ibric, în fine, înturnam cafeaua în ceașcă și se formau diverse desene așa pe suprafața ceștii din spumă, caimac și așa mai departe și la fel, am făcut foarte multe fotografii. Fotografiile nu sunt de calitate bună, sunt fotodocumente mai degrabă. Aici cred că este o inimă, nu da, dacă sunteți de acord. Vi se pare că e o inimă sau cred că e o inimă? Am pus în slide-ul ăsta doar două imagini. Aici ar zice că e un iepure. Nu știu dacă e chiar iepurile din Alice in Wonderland, dar în orice caz. Așa, și la fel s-au adunat sute de fotografii și mi-am zis, ok, ar trebui să fac ceva cu ele, adică, pentru că nu neapărat că erau de o calitate extraordinară, dar erau așa ca imagistică, erau bine, adică se legau, era un film pentru mine în capul meu și așa am scris un poem, care e un poem absolut tâmpit, cartea nu se mai găsește, adică nu fac reclamă, manualul îmblânzitorului de cafele, m-am distrat foarte bine, sunt 84 de fotografii în carte, color, sunt 7 planșe ori 12 cafele. Apoi s-a mai întâmplat că am avut o perioadă când eram chinuit de Photoshop, adică eram un fel de absolvent al școlii ajutătoare de Photoshop. Adică eram groaznic, adică făceam niște colaje înfiorătoare, dar mi-a venit în cap un cuvânt care e compus din melc plus locomotivă, melcomotivă. Ăsta este Photoshop, ăsta este colajul, erau niște locomotive pe care le fotografiasem la Reșița, era un muzeu al locomotivelor vechi, iuțea la maximă 50 de km pe oră și acolo, mă rog, ar trebui să fie un melc. Ideea este că din acest cuvânt există cuvinte care sunt foarte fertile, sunt ca niște semințe, au adâncime și din aceste cuvinte se pot naște lumi întregi dacă suntem atenți, de exemplu. Și am lucrat la cartea asta, nu știu, vreo 10 ani să zic și în 2017 am publicat o carte, Melciclopedia, care din fericire, mă rog, asta e melcomotiva serioasă, este desenată de Mircea Pop, Mircea Pop a făcut ilustrațiile cărții. Ce mai avem aici? Aici e melcina cea de taină, există un melc, Melxia, așa. Avem și un Mel Capone, dar nu l-am pus aici. E și Melcul Prinț, care Melcul Prinț este personajul principal al cărții. Aici, ăsta este Melc Fisto. Aveți grijă cum vă purtați. Și cam asta ar fi ideea cu aceste proiecte și m-a distrat, adică a fost foarte bine pentru mine să pot să construiesc o lume întreagă plecând de la un cuvânt sau plecând de la o imagine, pentru că, mă rog, fără să intrăm într-o zonă teologică, putem să spunem că la început a fost cuvântul, adică cuvântul are o forță extraordinară și trebuie să ne bazăm pe asta. Viața și literatura m-au adus în situația de a crede cu tărie că atenția și mirarea sunt porți importante de acces către povești. Poveștile sunt importante, noi suntem programați să reacționăm la poveste. A povesti înseamnă a cunoaște lumea, înseamnă a te cunoaște pe tine, înseamnă a te mărturisi. Acum nu mai mergem la duhovnic, nu mai mergem la duhovnic, acum mergem pe Facebook și scriem. Facebook-ul este duhovnicul nostru. Și dacă vreți, a povesti și înseamnă a rămâne în viață. Dacă ne gândim la Sheherezada, Sheherezada a rămas în viață pentru că a povestit. Și pentru că a știut să facă un serial de Netflix așa pentru acel sultan ca să nu o omoare. În urmă cu mulți ani, când eram redactor la Academia Cațavem, veneau niște măicuțe în vizită la redacție. Era un scenariu aparent absurd. Măicuțele acelea de la o mănăstire din Vladimirești, județul Galați, mergeau la Patriarhie, la mitropolie, strigau jos Teoctist, Teoctist era patriarhul bisericii pe vremea aceea, luau bătaie, veneau la redacție, ne povesteau cum au strigat și cum au luat bătaie, noi scriam la gazetă și apoi scenariul se repeta. Le-am suspectat că sunt măicuțe sadomaso puțin, adică pentru că prea le plăcea să ia bătaie, mergeau la Patriarhie acolo, strigau jos Teoctist doar ca să ia bătaie, am avut senzația de multe ori. Ei, faza este că uneori veneau însoțite de un domn așa la vreo 60 de ani, minion, cu chelie, cu o barbă foarte lungă și era un înțelept, adică nu era un călugăr, chiar l-am întrebat o dată dacă e călugăr, a zis nu, eu sunt un înțelept, sau mă rog, un credincios, pardon, un credincios a spus. Și când povesteam așa despre de ale vieții cu el, odată a folosit expresia aur lămurit. Eu am tresărit la expresia asta, l-am lăsat să-și povestească ce avea de povestit și am zis, dom'le, ce înseamnă aur lămurit? Și el mi-a zis, păi e ceva foarte simplu, uite, noi acum stăm de vorbă și dacă avem o discuție cu sens, adică nu facem small talk, da, de mol, nu știu, avem o discuție cu sens, încercăm să lămurim ceva, să înțelegem ceva. Acel ceva, acel plus de înțelegere cu care plecăm acasă în urma unei discuții cu sens, are consistența unui grăunte de aur. E ca și cum am fi câștigat o bucățică de aur. Și eu sper că astăzi, pentru că ați ascultat foarte mulți oameni care au vorbit, să plecați acasă cu un plus de înțelegere și cu un mic grăunte de aur. Vă mulțumesc! Am plecat.